Spectacol de artificii în poligonul Mihai Bravu după ce polițiștii au distrus numai puțin de 44 de tone de elemente pirotehnice confiscate în ultima lună în cadrul operațiunii Foc de Artificii. De tone de artificii au fost distruse de polițiști în poligonul Mihai Bravu în urma acțiunilor din cadrul misiunii Foc de Artificii, care a avut ca scop prevenirea și combaterea comercializării obiectelor artizanale pirotehnice. Modul de comercializare și folosirea articolelor pirotehnice reprezintă o prioritate pentru poliția română, având în vedere consecințele deosebit de grave pe care acestea le pot avea împotriva oamenilor. Și aș preciza aici faptul că de la începutul acțiunii Foc de Artificii și până în prezent, poliția română a capturat, a indisponibilizat aproximativ 44 de tone de articole pirotehnice. Recomandăm oamenilor să nu folosească aceste obiecte de distracție pe bază de amestecuri pirotehnice, decât în condițiile și în locurile permise de lege, și amintesc pe această cale faptul că deținerea ilegală a acestora se pedepsește.